Astăzi v-am pregătit chec cu iaurt și ciocolată. Vă prezint ingredientele necesare. Voi folosi forme ce au ca diametru 25 de cm lungime, 11 cm lățime și 6 cm adâncime. 800 de grame de iaurt, 400 de grame de ouă, 700 de grame de făină normală, 400 de grame de zahăr, coaja rasă de la o portocală, o linguriță de esență de portocală, un pliculeț de praf de copt și 200 de grame de bucățele de ciocolată. Prima dată veți încălzi cuptorul la o temperatură de 180 de grade. Voi adăuga albușurile într-un bol mai mare și le voi mixa la viteză maximă timp de 5 minute. Au trecut 5 minute, vom adăuga jumătate din cantitatea de zahăr în timp ce vom mixa albușurile la viteză maximă. Am adăugat zahărul, din acest moment le voi mixa la viteză maximă timp de 2 minute. Le vom introduce în frigider până ce vom avea nevoie de ele. Iar într-un alt bol vom adăuga gălbenușurile și restul de zahăr. Iar acum le vom mixa timp de 2 minute la viteză maximă. Sau până ce veți obține această consistență a gălbenușurilor. Apoi vom adăuga coaja rasă de portocale. Vom amesteca ușor și iaurtul, puțin câte puțin, amestecând cu o spatulă. Este momentul să adăugăm albușul, puțin câte puțin, peste această compoziție. Și vom amesteca luând compoziția de jos în sus. Am terminat de amestecat foarte bine albușurile cu această compoziție de iaurt. Este momentul să adăugăm făina și praful de copt. Vom amesteca foarte bine luând compoziția de jos în sus. Amestecăm până ce vom vedea că această făină ce am adăugat-o s-a amestecat foarte bine cu această compoziție de iaurt. Am terminat de adăugat prima parte de făină, adăugăm și restul de făină și praful de copt. Și vom amesteca la fel. În momentul în care ați obținut această consistență cremoasă, veți adăuga 3 sferturi din această ciocolată. Cantitatea de ciocolată ce o veți opri, o veți alege dumneavoastră, deoarece această ciocolată o vom pune deasupra acestui chec cu iaurt. Am terminat de amestecat foarte bine, este momentul să pregătim formele în care vom face aceste checuri. Vom adăuga câte o linguriță de ulei în fiecare formă pentru a le unge. Vom începe să adăugăm compoziția noastră de chec. Adăugăm până la jumătatea formei din această compoziție. După ce am adăugat compoziția, vom lovi cu forma de masă de 2 sau de 3 ori pentru a ieși aerul din această compoziție. Apoi vom presăra bucățele de ciocolată.
Înainte de a vă apuca de rețetă, încălziți cuptorul la o temperatură de 180 de grade. Cuptorul meu deja s-a încălzit, le voi introduce în cuptor, iar timpul de coacere am să vi-l spun în momentul în care voi scoate aceste checuri din cuptor. Au trecut 40 de minute. În acest moment vom verifica cu ajutorul unui bețișor sau a unei scobitoare să vedem dacă este foarte bine copt această prăjitură. După cum vedeți, îi lipsește timp deoarece bețișorul iese murdar. Încă 10 minute în cuptor la aceeași temperatură. Au trecut și aceste 10 minute. Voi verifica dacă s-a copt acest chec. De această dată, bețișorul a ieșit foarte curat. Vom stinge cuptorul, vom așeza formele pe un grătar pentru a se răci foarte bine. Arată foarte frumos și s-au copt foarte bine. Datorită iaurtului, acest chec va fi ușor umed, nu foarte mult. Le voi lăsa să se răcească foarte, foarte bine înainte de a le tăia. Vom presăra puțin zahăr pudră vanilat. Este destul de pufos. Este foarte bine copt. Încă arde. Iar dacă nu vă place atâta ciocolată, puteți să adăugați mult mai puțină ciocolată decât am adăugat eu. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit să încercați și voi această rețetă.